Salutare tuturor mea, bine v-a regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vom juca Outlast. Videoclipul acesta s-ar putea să fie în premieră, nu știu, mă mai gândesc, văd când îl postez sau care e chestia cu el. Deci, după cum am zis, vom juca Outlast 2. Am terminat și Outlast 1 după mult timp, nu știu, acum vreo câteva luni am terminat jocul pe acest canal. Bă, sincer mi-a plăcut această serie de Outlast. Această serie de Outlast mi-a plăcut foarte mult, e un joc, adică această serie a fost foarte bună, mi-a plăcut mie. Da, ce să mai zic eu, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe dacă mai vreți astfel de videoclipuri. Hai să trecem la videoclip. Deci hai să dăm new game. Nu dau continuu pentru că am făcut un mic test să văd cum se comportă cu programul meu, mai ales cu Action Mirrorless. Dă-i tatu, continuu. Da, hai să vă zic pe scurt, noi Lynn Langerman i să investigheze tot jurnal, așa, la vă spun pe scurt ce se întâmplă. Eu cu iubita mea sau nu știu, cu soția mea, din câte știu eu, mergem să investigăm un caz, nu știu ce, undeva și o să facem un mic accident. Eu nu o să vă mai vorbesc și vreau să vă las pe voi să vă dați seama. Please, Blake. Where are you? I'm scared. He's coming. Wow, dormeam, bă. You're calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica. Ce sunt alea, mă, râme zburătoare. You know what? Jessica? Oh, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. Does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Yep. Can't work my diaphragm with this thing on. I saw you on the test. We'll have to. Whoa! What the fuck ce se întâmplă, mă? Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Yeah. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Hai, ești pregătită, hai. Soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. Uite, mă, că puteam să dăm zoom. Bă, dar femeia mă se frumoasă, bă. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Double. Accident. Da, vezi, și acum trecem la gameplay. Bă, sper că nu am lăgulesc pe filmul ăla pentru că m-am chemit să fac setările. Wow. Paranormal, tată. Ce sunt ăsta? Jessica. Tu, Jessica. A, când era la școală, bă, uite. Promușică fata, mă.
Dacă vă întrebați dacă am terminat jocul, l-am terminat o dată. Și vreau să-l am și pe canal. Mă, tate, dacă crezi că mă duc acolo? O frumoasă școală. Păcat că eu nu am așa ceva. Bun, hai să începem. Da, bă, se pare că a fost doar un vis. Mamă, ești nebune, am fost în comă. Bă, și nu știu cum am supraviețuit de la asemenea accident, căzătură. Mă, și cred că în primul rând trebuie să o găsim pe Jessica, partenera noastră. Lynn? Oh, what the Lynn? Fuck, Jessica, Lynn. Lynn. Se pare că pe aici nu pot să cobor, așa că o iau pe aici, îi dau sprint direct, hopa, tatis. Aici îi dăm un mare parcur. What the fuck, credeam că va sări, dar n-a făcut-o. Nu mai imaginați-vă să cădeți de aici, bă. Caracterul meu e prost, bă. I-a zis să coboare, nu să sare. Aoleu. Încă o dată. Hop, așa. Hai că de data asta e mai bine. Hai, dăm un mare sprint aici și săritură, da? Dumnezeule, alo! Mă trebuia, bă, mai întâi trebuia să cobor. Fiți atenți, mai întâi trebuia să cobor. Hai, mă, te ridici. Uite așa, deci sprint, săritură, coborâm. Hai că da, dacă vrei tu așa. Bă, stai. Stai normal cu capul, mă. Bă, începe să fii nervant, mă, du-te încolo. Îmi pare rău că nu am mai... What? Îmi pare rău că nu am mai postat, am avut ceva treabă cu școala, nu? Nu m-am simțit în apele mele. Așa e, mă. Cred că asta trebuia să facem de la un început. Hai să găsim pe Lynn. Oh, shit. Jesus. Mamă, deci nebun, dar eu cum am ajuns acolo dacă elicopterul e aici? Lynn! What the fuck, mai am mețela? Ah, dacă stau în apropierea focului, bă, mai am mețela ea. Cum era, mă, Ian? Night vision-ul, nu mai știu cum era. Ah. Ce, crouch? Bun, hai să ne continuăm investigația. Oate, dar nu văd nimic. Mă, dar să știi că e creepy așa, noaptea într-o pădure. What? Cine e ăla? Oh, oh, fuck me! Fuck, 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 fuck! Bă, ăsta e pilotul, mă. Sau? What happened in the crash? Ăsta e pilotul aici a căzut sau... What? When? Mamă, la... Ciurui la burtă, ești nebun?
Da, și acum se pare că trebuie să mergem înainte. Bă, tată, dar eu nu văd nimic. Ce, V? A, V, ca să asculti. Dar Night Vision-ul care era? G, H, D, R, Q, I, X, O, P, L, K, J. What? Este o secundă. Tutorial? A, dar cred că degeaba l-am activat, că... Bă, tati, eu nu mai văd nimic aici. Control. Ah. Crouch. Run shift, asta am înțeles. Așa, a... Night vision-ul, F, mă. F. A, așa eram, bă. Ridic-te-mă în picioare. Nu vedeam unde dăm seama, am uitat. N-am, dar sincer vă zic, e horror, rău. Bă, dar înțeleg, unde a plecat partenera noastră, mă. Să nu-mi dea jumpscare-ul noi aici în casă, că opresc filmarea. Space. Hai să explorăm puțin să vedem ce se întâmplă. Hello? I'm lost and hurt. Bă, din câte... Mă, mergi de mână, mai ia cu de alea pe la spate. Bă, din câte știu eu, parcă trebuia să intru pe geam sau... Sau mă înșel. E cineva aici, înăuntru? Se pare că nu. Dar pe geam nu pot intra, nu? Nu. Ne continuăm bășeți. Investigați. What the fuck, ce m-am speriat? Bă, ți-au zis și voi să zic ceva în tu fișuri, dar... Nu dădem seama ce. Și m-am dus într-un cactus. What? Ce s-a întâmplat aici? Închide ușa că nu vreau să intre străini la... În această încăpere. Mamă, ești nebun, ziceam că sunt bebeluși. Hey. A... Hey, man. Mamă, ăsta e mort. Oh, shit, you're... A, nu mai stau să citesc. Pentru că poate voi nu sunteți interesați. Bă, ia-o, mă. Dar nu pot să iei. What? Nu pot să colectez? Se pare că nu. S-o bada, ba nu. Cartofi. Baterie ca și în celălalt joc. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Egoana după baterie, bă. Da, hai. Să mergem în con... What? Uite-n cioaca mea de aici că... S-ar o față de-aia, nu-ți mai trebuie nimic toată viața. What the fuck, ce m-am speriat? Bă! Bă, ce față are animalul? Poate nu mai e unul pe la spate că... Uite-l, mă. Bă, ce caut ăștia, mă, pe aici? Bă, sunt scary oamenii ăștia. Q, E. A, hai că am înțeles. Ce e ăla, mă? Mamă, ce-i pe animalul ăla, mă, acolo?
Bă, mă ia frica, bă, ești nebun. Și cred că și pe voi, dacă încă ați mai rămas la videoclip, mamă. Săraca vită. Mă, aici am fost, nu știu, aici se pare că e închis. Next. Hide. Ah, aici mă ascund, bă. Și pot să trag cu ochișorul. Hai că da, e interesant. Bă, se întâmplă ceva urât aici. Aoleu, ce m-am speriat, mâncați-și gura ta. Bă, când joci la căști, zici că e în camera ta că-ți deschide ușa din stânga, bă. Bă, m-am încăcat pe mine. Tu-s ceapa, mă, te dă. Tocmai am auzit un țipă, dar nu știu de unde. Mă, se pare că bateria noastră se duce pe pârnaie. Mamă, ești de bă, dar mi-e frică, bă. E și 11 noaptea când filmez, deci... What, ce-i asta? Lumânări? Altar? That's fucked up. Da, se pare că trebuie să nu știu, să mergem aici. What? Open. Mâncați-ai gura ta, da, m-am spărie, bă. Chiar dacă l-am jucat, bă, chiar dacă l-am jucat, l-am terminat odată. Sincer, vă zic, bă, tot te sperii, pentru că nu-ți mai aduce aminte. Sunder have așa. N-am apucat să citesc. Mamă, ești nebun, bă, dar jocul ăsta e chiar horror. Închis, locked. Ia să vedem, poate nu apare un nemuric pe aici, că cât râlă. Saving. Deci s-a salvat jocul, deci e bun, pentru că nu mai trebuie să-i dau eu saving. What, de ce se întâmplă? Aud niște pași, o bubuială în creier. Da, uite, episodul acesta se încheie aici, am filmat undeva la 18 minute, sper că v-a plăcut de data aceasta, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share dacă vreți astfel de videoclipuri să vadă și prietenii voștri și un mic subscribe m-ar ajuta foarte mult, așa că dați like dacă mai vreți să continuăm această serie, noi ne vom revedea data viitoare, pa, pa!